Ei, cine urăște și ea? Ei, cine urăște și ea? Ei, necuratul îi dă ce vrea. Ei, necuratul îi dă ce vrea, mă. Deși forța emoțională a cântărilor strămoșești neaușe v-ar putea induce în eroare, acesta nu este un interpret de popular, ci un rocker underground, pur sânge, de la prea rebel, prea cu har, prea cu coloană vertebrală și fără spate, care nu se cumpără, nu se vinde. Îl numesc aici pe cantautorul, poetul cotidianului nefotoshopat, liderul fondator la comanda multor trupe, cea mai cunoscută dintre ele Cri-Gri, și antrenorul vocal la Rock School, Ștefan Mardale. Între prieteni zis, mon vieux Etienne, nenea Fanny. Apă-mpa, apă-mpa, ce păpa? Rinu, 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 nu e crocodilul, credeam că văd Nilul, piramidele. Simt furnicături, dar ce gâdilături, nici de mici bături, pirania! Sunt salvatorul castelului tău, fă-ți dă frama pânghie, altă zău că-i de rău. Trage-mă tare, ține-mă bine, voi fi salvatorul, salva de tine. Sunt salvatorul castelului tău, fă-ți dă frama pânghie, altă zău că-i de rău. Trage-mă tare, ține-mă bine, voi fi salvatorul, salva de tine. Rinu, 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 nu e crocodilul, credeam că văd Nilul, piramidele. Iar pentru că sunt mai bine de 3 decenii de când considerat oaia neagră a familiei, brăileanul rătăcitor, trântorul filozof, în fir ar să fie ea de muzică în loc să se fi făcut și el inginer, ceva ca lumea pe acolo, Ștefan Mardale întruchipează la perfecțiune imaginea cavalerescului Don Quixote de România timpurilor noastre. Iată de ce mi-am intitulat portretul pe care îl schițez în cele ce urmează cu dedicație Cânt Călare, când mai mult pe jos nemai auzitele aventuri ale lui nenea Fanny cu Banul, mereu tot înainte, prin minunata lume a showbiz-ului. Trebuie din nou, mai nou să schimb ceva. Și acum, hai cu biografia Ștefan Mardale. Născut 29 martie 1964, Brăila. Provenit din mediul anti-rock, muncitoresc agricol. Capabil din copilărie să imite radiotransistorul. Dovadă, văzut chiar de vecin, cântând toată ziua bună ziua, ca vrăbioiul cocoțat pe o cracă de măr. Și încă mai up, să-și isterizeze tot neamul cu propriile nemulțumiri existențiale, izbucnite în clasa a noua, când cu prima chitară artizanal confecționată dintr-un par de gard, ceva lițe și sârmă de balot. La rând, venind aproape logic în viața lui, dihania de magnetofon cu rocuri achiziționate la negru de la Vaporen și debutul scenic 1981 cu Electron, trupa liceului Progresul din Brăila. În raiul poate că rockerilor care nu vor bani, vor să se exprime pe sine, electronistul de acum doar cu diploma, de facto electricianul întreprinderii termocentrale Brăila, Fane Mardale, avea să ajungă la 1984, făcându-și intrarea pe ușa din față cu formația lui de hard rock, Echo-ul, știută drept cea mai bună, cea mai acătără din toată Brăila. Bașca favorita laureată zonală a festivalului Cântarea României, edițiile 85, 86,
1987. Și n-aș vrea să te rețin, dar ascultă-mă puțin. Uite, eu doar te previn. Ascultă-mă puțin. Ia scârța, 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 scârța. Se ascultă foarte cuța. Scârța, 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 scârța. Se ascultă foarte ca. Forfecuța e la noi. Trifoiul nostru va fi un pifoi. La următoarea cântare a României din 88, pariu că ar fi câștigat iar. Doar că ce fac ăia cu sonorizare? Montează, contrar obiceiului, niște scule așa de bune că juriului, auzind prima dată de fapt în toată grozăvia textele favoriților, i s-au lungit fețele. Publicul încremenise, nu mai zbura nici musca prin sală. Că zburase definitiv formația Ecoul. Marș afară! Așa-i jocul pe la noi. Din trifoi facem bifoi. Așa-i jocul pe la noi. Din trifoi facem bifoi. În raport cu această catastrofă, care i-ar fi terminat pe viață cariera muzicală lui Ștefan Mardale, dacă nu venea revoluția? Nimic nu mi se mai pare decât un hilaro amar, lanț de detalii biografice, vorbind despre condiția starului underground, obligat să-și câștige existența nici într-un caz din cântat, ci din muncă pe șantiere, în fabrici și uzine. Când luat în gazdă de colegi prin țăndărei, slobozia și împrejurimi. Când adăpostit prin căminele de nefamiliști ale Timișoarei. Ori din 95, pasnic de noapte, la studioul lui Pocorski din București, până să se navuțească într-atât cât să-și ia o cameră cu chirie a lui. Ia-mă de aici! Mă simt ca în groapa cu... Nu mor cai când vor câini, și-a zis două decenii de șantier. Nenea Fani, ca în doarea întruchipat. Și uite, în sfârșit, s-a făcut lumină și pe strada lui. De când predă la școala de rock din București, unde nu doar că și antrenează la canto discipoli, dar le insuflă respectul pentru valoare și substanță. Să-ți exprimi în muzică mesajul, dacă ai ceva de spus, nu-l acomand. Rezistând compromisurilor, cu toate armele, umor, ironie și autoironie, skepsis ludic, duioșie, romantism, jocuri de cuvinte și calambur. Câte trupe a trebuit să noade și deznoade Ștefan Mardale până aș impune în septembrie 96 Crigriul, trupa cea mai tare din undergroundul autohton, deși acuzată de fuziuni insuportabile de deștepte folk rock blues, reușind să adune totuși până astăzi 4 albume de colecție. Astea le știu prea bine cei de-l adoră pe Observatorul Cotidianului, mereu îmbibat cu poveștile tuturor. Ștefan Mardale. Ceilalți de nu-l cunosc, mai bine nici să nu mai afli. Pur și simplu să-l asculte pe Nenea Fani.